L'Alba Iulia, devenită episcopia Transilvaniei la începutul secolului al XII-lea, se păstrează cel mai important monument în stil romanic din România, Catedrala Sfântul Mihail. Precedată de un baptister de inspirație bizantină din secolul X și de două bazilici din secolele XI și XII, cu analogii îndepărtate până în Alsacea, ultima fiind distrusă de invazia mongolă din 1241, actuala bazilică cu trei nave, cu analogii în Austria, la Klosterneuburg, a fost începută după 1246, având mai multe etape de construcție până în veacul al XIV-lea. S-au păstrat contracte cu meșteri veniți de departe, precum la 1287, Lorenul Jean de Saint-Dié sau cu lemnar din satele învecinate. Monumentul, mai curând izolat în peisajul artei vechi ardelene, a fost decorat cândva cu sculpturi de bună calitate la console, timpane, portaluri și abside.